Ești gata? Băi, Darius, o să ars, CD-ul la motor, mă. Ia uite. O ars CD-ul, bă, băiatule. Și știi din ce cauză? Ia uite. Din cauza asta. Din cauza la releu de... Ia uite, bă, băieți. Din cauza de la releu de la semnalizare, când îi puneam contactul pe lumini, ăsta făcea... Era în scurt. Era în scurt. L-am curățat eu cu șurubelnițe subțiri tot ce trebuie. Ia uite ce avea înăuntru. Era oxidat tot. Și l-am curățat și... Acum trebuie să mă duc să iau CD-i. Am pus altul care are patru... Doar patru mufii. Dar nu mai merg luminile cu ăla. Trebuie făcută instalația ca lumea cu prostia asta, că nu merge. Și m-a dus să cumpăr un CD nou acum. Asigură-te, Darius, că te ia vântul. Dă-i... Ce zici, bă, Darius? Te mai plimbi tu cu ATV-ul ăsta? Ușor, fată, n-auzi, tă. Ce fel intră asta? Hai mă duc eu din asta și mă întorc înapoi, mă apuc de el, fac o leac de foc. Ce face asta, mă? Merge cu spate, pe contrasent. Toate părțile. El, Darius. Am oprit între timp și am luat un, un CRI. Ha? Ce zici, cât merge asta? Două zile? A, bă, prietene! Băi, stă și se uită la mine, frate, vede că are prioritate, am două stopuri și înainte și după. Și se uită la mine, frate, ăștia au luat permisul cu... Au luat permisul cu bani, bă, băiatule. Și pe bani acolo nu are cerea, trecerea, stopă, indicator, prioritate, știi? Nu are nic, acolo are înainte și înapoi, atâta. Înțelegi tu, Darius? Hai de capul meu, băi, Darius, da, mă? Merge și cu CD-i, cu patru... Hai de capul meu! CD-i cu patru... cu patru piciorușe, știi? Dar nu mai merg luminile. Ați fac o tură cu ATV-ul, Darius. Da. Da, am ajuns și acasă. Ia să vedem ce avem între aici și după care pune s-a primit focul. Ia uitați câte CD-uri am probat să vedem dacă mai e vreo unul bun din alea care le-am avut. Și am găsit unul din ăsta la scuterul GY6. Ai cu 4 și ăsta nu are, merge cu el, dar nu are lumini. Și am preferat să mă duc să cumpăr să cumpăr unul nou și am terminat bălciu. Ia să punem să prindem o leacă focul, că nu se poate fără foc. Ia să. Am reușit că mai să țâlic o leacă. Asta s-a prindit mai repede. Uite așa. Am venit și una grosă și o leacă. Dar o leacă de... Ați vede cum aia, o leacă de motorină. Ia. Dar nu trebuie să mă urc pe un chibrit? Nu mai am niciun chibrit aici. Uite că am adus un chibrit. Am luat de aici că trage. Trage, adică se moaie. Și nu mai scapă. La motorina asta nu ia foc, frate. O rogi. O rogi și nu se aprinde.
Ia, mai trebuie oare să mai pun o leacă? O leacă de apă aici? Da. Hai să ne apucăm de montat ATV-ul, de montat fiarele astea. A cam rămas de izbele, știi, nu m-am mai ocupat de el. Astea mai sunt tari, sunt. Astea n-au treabă. Azi vom monta bulbările alea față, spate, carena spate și dăm o tură cu el, neapărat. Neapărat, neapărat, să vedem cum merge. Dar cred că merge destul de bine. Ia zi, m-a luat-o sau m-a luat-o? Da, păi dacă trebuie să aduc apă întâi. Îmi pare rău care de dat și asta se orienta, pentru că am abandonat acolo proiectul și n-am mai continuat la ea, fiindcă a fost foarte ger. Aia, a luat-o ca lumea. A fost foarte, foarte, foarte ger. Și ia uite cum a rămas. Eu am pregătit și tabla aici, lind-up, să pun pe partea aia dinspre aici. Să pun toată partea asta, îi pun din asta lind-up frumos, în scurgerii și dincolo. Aia e pusă provizoriu, trebuie să-i pun folii din aia anticondens și șipcă. Șipcă. O să o fac, o să o fac, dar când se mai încălzește un pic, săptămâna asta au zis că se încălzește destul de bine. Dar înainte de toate vreau să termin cu ATV-ul. Vreau să-i pun și un cârlic de remorcă. Tot azi, cred. Ia, un cârlic de remorcă care am vrut să-i pun lui Ștefan și Florin la curier, dar au zis că nu vrea. O să-i fac eu un sistem aici. De aici o să-i sudez un platband întinzător și fac aici. Aici să vin cu el. Sudez o potcoviță de ceva. Ia uite câte relei de încărcare am aici. Colecții. Carburatoare, mai am și dincolo, o grămadă de seturi, cilindri, pistoane, chiloase, ia uitați, chiloase nouță, aici am una, un cilindru, două pistoane, trei pistoane. Acum ce mă necăjăște pe mine? Bateria, frate, mă necăjăște că nu știu unde să o pun aici în găoaza asta și cum să procedez cu ea, cum să procedez, unde să o bag, că e prea mare și azi bani nu mai dau, pentru că nu merită. A câteva vizionări pe canalul ăsta, nu merită și n-am de unde să scot bani. Da? Unde am pus eu bateria aia la altă, bă, băiatule? Asta mă gândesc că vreau să-i bag și un număr de la primul ATV-ul. Ăsta n-a fost pus deloc. Iată. A, dar e prea lung. Mă gândeam să-l pun aici. Așa, dar e prea lung. Strică toată treaba. În față nu merge. Pe bulbărul ăla se strică, nu, e prea mare asta, uite. Merge așa? Am matriculat ATV-ul. Hai să dăm drumul, că n-am făcut nimic azi. Așa, prima dată am zis că facem un felul următor. Ia să vedem. Pornești cu asta? Mai pornești? Adică îmi leg șocul. Asta.
și eu șucul înapoi. Slab baterie. Nu mai vrea. Și becul ăla prins. Nu știu, sus acolo am pus șare, grobă, una alta. Aici trebuie pus strâns ca lumea asta, că să... dacă nu pui grobă la trepidații, se desface una, două. Hai, nu. Capul clichetul ăsta, nu mă pot descurca cu el ca lumea. Deci, iau pe cifele. Deci cifele, țeapă. Ăsta e jucat din toate părțile când l-am găsit. Hai să trecem în partea din spate. Am împrăștie ca multe pe aici, cum să zic eu, și nu mai dăm peste toate călărim. Deci merge cu rereu, cu CD-ul ăla, cu 4 pin, funcționează, l-am găsit pe aici pe colean. Opa. Așa, hai să-i dăm noi bateria jos de aici. Așa, ia să vedem cu masca asta. M-am gândit eu să fac în felul următor, ca să umblu la... M-am gândit în felul următor, ca să-l desfac, ca să mă uit la instalații de desubt, în față și în spate, am găsit eu o frânghie aici. Asta am luat de tractor, care mai o foloseam eu cu Darius pe câmp, și am zis că ar fi minunat de aici, de coalea, uite așa. Și mi-a venit mie o idee. Ești de coalea. Așa. Nu știu dacă se vede acum. Așa. Îl iau și-l suspend aici sus la coardă. Da? Deci. Așa-i fac. În felul următor. Îl iau de aici. Și îl suspend aici sus de căpriori, ca să pot să umblu la instalații de subt, orice nevoie am acolo, pac, l-am tras sus, chiar și la motor și la supapi, da? Și e cel mai simplu, sau bag picoarea, frânghia și-l suspend aici, ca să pot să
că o să trebuiască. Nu-i fac instalația acum firele acolo, le las coase. Cred că nu le-am legat eu cine știe ce bine acolo. Dar în sfârșit, lasă că vedem. Și ideea cred că e bună. Și mai pun una de aici. Castei suspendat și cred că îl suspend chiar cu coarnele până aici. Da? Și o să am loc ca să mai fac și altceva aici. Și altă lucrare. Nu? Dacă el o să fie sus acolo. Da. Acum o să dau pe jos. Dar măcar știu cum vine. Atunci pac, pac. Și îl prind acolo. Așa, acum am zis că să căutăm șurubule, da, îi să dăm pe rapid, că durează. Măi, prieteni, ce să vă zic eu vouă, e cam gata de drum. Mi-am șters uleacă o țără și șaua, pentru că șaua e nouă, tapiceria, dar s-o murdări pe aici, pe acolo, cu mâinile murdare, pe, uite, puneam șaua, dar n-am rezolvat cu bateria. Nu-mi dau porneală. Cum o bag aici, bateria. Hai să pornim așa și să dăm un... să dăm un vibe. Dacă se oprește, ce facem? Nu facem nimic. Facem ce am învățat. Dar la mine nu prea să percepe așa. Ca să îl împing. Și să mă chinui cu el, da? Deci am prins carinile. Mai rămân alea de la pedale, picioarele, scărițile, mai rămân să le pun. În rest am pus cam tot. Da? Imediat o să-i pun și șaua, pentru că firele alea nu o să le pun acum. Uite așa. Mă, adevărat, e alea cu umea de șaua, dar n-are nivel. Am șters-o cu niște șervețele dezinfectante. Am lăsat afară, doar, băi, dar asta nu am pus-o ca lumea de subt. Hai că o las așa până facem o tură, că trebuie să rezolv cu firele. De la baterii, cum pun bateria acolo? Așa, așa, așa. Hai să vedem dacă are vreo țără de curent, putem da o tură. Ia zi. Da, trebuie să bagă tripla.
Ei, după ce am pus asta, hai să vedem. Aici bateria deocamdată. Unde sunt mă lua? Uite așa. Îi pun două coliere. Așa. Și eu las și o leac aici. Abia să mai încarcă, să mai plimbă. Uite așa. Și eu las și o piscăriță. Poate aloc un motor. Să s-o dă la mijloc. Uite așa. Uite așa. Dacă nu e... Eu ce bine stă. I-am izolat șofirul. CD-ul nu l-am pus. CD-ul nu l-am prins. Îl prind și pe lacul. Dar treaba este că nu l-am mai pus pe ăla. Bun. Și asta înseamnă că o să-l prind provizoriu numai un pic aici. Că după aia, deci fac ce-am promis. Îl urc sus acolo, la pod. Și acolo să stau de vorbă cu el, mai frumos, mai în detaliat, știți? Ia zi, ne pornește acum? Da? Ei, ha! Încă-i motorul rece,
Când am pornit, am și plecat cu el. Ai de capul meu. Deci am chinuit bateria asta până acum, ca să zic așa. Altceva n-am făcut. Că am dat-o jos, nici n-am lăsat-o să încarci. Acum nici nu știu exact dacă încarcă sau nu încarcă. Dar o să aflu. O să aflu. Asta nu mai are benzină. Sigur nu mai are benzină. Asta nu mai avea benzină de la mine. Pentru că am pus măuleagă, mi-a fost frică că o pierd. Țineți minte. Dar nu prea țineți minte că nu v-ați uitat. Și nu aveți să țineți minte. Eu îmi fac treaba care consider eu că e bine pentru mine, că și pentru alții, dar unii sunt prea așa, nu știu ce să zic, unii am pus două pomă, ia să am revenit de futbol, yes, ia. Yeah. M-am scos eu afară. Reglat câte un pic, câte colo. E pentru prima probă, merge super. Uite-l ce frumos e. Uite-l cât e de frumos. Nota 10 îi dau. Dacă îi pun și scărițele și toate resturile de șurub, de șuruburi pe la plastici. Uite cât de frumos ești. Șmecher, ia să-l dau eu jos. Să-i facem noi probă aici, în curte. Așa.
capul meu. Cred că cu curentul ăsta e o problemă. De capul meu amândoi și rătiez, uite, tocmai am sus poarta, bă, băiatul. Vai de capul meu, uite, sunt doi și rătiez. Dar unde se mai oprește? Și nu merge să o tragă. Sunt doi poarta, băi. Super șmecher. Este de la lume.
o să umblu eu ori la becuri, nu-s buni ori becea s-a oxidat ceva. Dar bine că, e bine că merge bine. Și totuși dacă dăm un pic, ăsta mai încet. Dacă-i bag și luminile. Ana, bă, îl dai o tură. Am stricat poarta, ui. Nu, nu face nicio comandă dacă nu i-am... Dacă nu are CD-ul ăla acolo. Dacă nu are CD-ul piciorul pe mijloc, nu ia nicio comandă. Să văd eu ce a făcut. Sunt curios acum să vedem dacă s-a încărcat vreun pic bateria și pornește. A, unde ieșai cu el pe stradă fără frân, fără nimic? Pe aici, pe trotuar, da. Ia de ce a făcut aici? Că tu ieși poarta în afară, bă, băiatule. Hai de capul meu, cum o scot eu de aici. Hai de capul. Am mașina afară în seara asta. Mă duc și eu un ciocan pe partea aia altă, unde vier ceva. Ia să vedem acum dacă mai... Dacă mai vrea să mai pornească. Un pic de accelerații. Să-l ajutăm cu genunchiul așa. Dar ce, mă, mă? De ce nu mai vrea? De ce nu mai vrea? Nu încarc. Nu încarcă ori instalația aia. Instalația, adică la CD-ul ăla, mă gândesc. Ia să vedem, mai drumul de atât de curent. Am intrat capul ăsta, ai eu de atât la consolul ăsta. Și uite ce mă chinu cu el. I-am uitat că i-am spus fișa lui. Dar e prost. Da, uite că l-am terminat și pe asta, dar nu l-am terminat de fapt. De fapt nu l-am terminat. Aia are o grămadă de chestii, trestii. Și nici carburatorul nu e cine știe ce șmecherie. E carburatorul băiețașul cel, a? Și de 150, de 100... Mama mă, să zic cât o fi. A, că a lui l-am desfăcut și l-am pus la... L-am bibat acolo, l-a curățat. Că era ce fel era, vai de capul lui.
Ia vedem dacă măcar jumătate de like primesc și eu la TV-ul ăsta. Cum l-am făcut până acum și cum era. Azi vedem câte aprecieri găsesc. Una, două și un dislike. Hai, salutare și ne auzim la un nou video. Mă duc să-l agăț sus în cuia coru. Îi schimb CD-ul. Și vedem cum merge atunci. Na. Băi, și eu negur afară. De țingheață și ochi. Hai, salutare și ne auzim.